Bună ziua, dragi pescari! Iată-ne din nou pe malul apei, locul unde nouă ne place cel mai mult să fim. Ne aflăm la 3 km 4 de Arad, în localitatea Vladimirescu, și aici dorim să abordăm o partidă de pescuit pe durata maximă 3-4 ore. După cum am discutat cu dumneavoastră, vom face o partidă scurtă și haideți să îi dăm drumul. Ca și nadă, pentru astăzi am ales benzar căpșuni. Să vă arăt cum o pregătesc. Pentru partida de astăzi, o pungă de 1 kg cred că ar fi mai mult decât suficient. O turnăm într-un recipient. După cum puteți observa, nada are o granulație foarte fină și o culoare care nu poate să treacă neobservată, atât de noi și sperăm că și de pești. În apă va crea un nor roșu, iar acest nor roșu sper să ne ajute în atragerea peștilor pe vadul nostru. Haideți să continuăm cu apa. Nu o să pun foarte mult la început, voi amesteca energic, până voi considera că am ajuns la consistența dorită. Nada o vom utiliza pe metod feeder și trebuie să aibă o mecanică adecvată acestei tactici. Să se coleze foarte bine, dar să se și desfacă repede în același timp. Până ce nada își trage apa suficientă, sunt prima dată anul acesta pe această baltă și nu știu exact la ce vor reacționa peștii la cârlig. De aceea am adus cu mine mai multe momeli, printre care clasicul și binecunoscutul virmuș, boabe de porumb dulce, cât și binecunoscutul benzar pompom. Foarte important aș menționa, înainte de utilizarea virmușilor în nadă, ar fi sitarea acestora și îndepărtarea rumegușului. Pentru aceasta utilizez o sită mică cu ochiuri de 2 de la Energofish, iar procedeul este unul foarte simplu după cum urmează. Așezăm virmușii pe sită, agităm energic mișcare stânga-dreapta, putem să introducem și mâna printre ei ca să... Așa, după cum ați putut observa, nu durează mai mult de un minut și avem parte de niște virmuși excelenți. Nada este pregătită, nu ne mai rămâne altceva decât să stabilim distanța la care vom pescui și să începem pescuitul propriu-zis. Am optat ca să fiu în tonalitate cu nada, ca să pun pe cârlig prima dată un pompom cu aromă de căpșună. Iar lângă acesta o să mai atașez doi virmuși albi. Pun doi virmuși albi ca să fie în contrast cu pompomul care este roșu și sperăm că în acest mod să atragem atenția crapilor. Pentru a încărca metod feeder-ul folosim muldul de la Carp Expert, deja prezentat în atâtea emisiuni. Presăm energic. Ia uitați! Un metod feeder gata de lansare. Luăm ca și reper pe malul celălalt copacul înalt. Acolo cred că ar fi indicat. Așezăm firul în clipsul mulinetei. Apropo, dacă tot suntem la fir, haideți să vă spun și ce fir folosesc astăzi. L-am chiar aici, pregătit. E Carp Expert 0.25, 150 de metri. Deoarece pescuim într-o apă unde adâncimea nu cred că depășește un metru, crapii vor fi foarte bătăioși și avem nevoie de un fir rigid care să facă față chiar și în cele mai dificile condiții de pescuit. Vă puteți baza pe el. Nu cred că am aruncat de 2 minute. Suntem în drill.
Nu am mai fost anul acesta, mă repet acum, am spus și la începutul emisiunii. Sunt cu dor de pescuit, de aceea forțez puțin peștele, echipamentul îmi permite acest lucru. Lanseta este Carp Expert Method Feeder, în varianta de 360, o lansetă construită din carbon IM10, are 3 vârfuri în dotare, dintre care 2 sunt de fibră și unul este din carbon. Este un crab, nu este foarte mare, dar totuși este un crab. Și este un crab care a venit mai repede de un minut din momentul lansării. E mititel, dar și lui a plăcut pompomul, se pare. Atenție, se pare că din nou avem o trăsătură și l-am și capturat. A fost mai timid la început, dar până la urmă și-a dorit și el să mănânce momiala noastră, să guste din ea. Nu pot să fiu decât mulțumit. Nada aleasă de către mine, cea de căpșună, se pare că funcționează foarte bine. Nici acesta nu pare a fi un pește capital. Dar cred totuși că e mai frumos decât precedentul. După cum puteți observa, momiala noastră a rămas încă pe mult. Lucru care ne arată că este corect umectată și muldul să se desfacă doar pe substrat. Poate vă întrebați acum de ce a rămas nada. A rămas pentru că trăsătura a survenit foarte repede din momentul lansării și nu a apucat să se topească. După cum puteți observa, am prins al doilea pește cu același pompom. Într-adevăr, este puțin mai mare ca celălalt. Nu ne rămâne altceva decât să reînțepăm acest pompom, același pompom, adășăm 2 vierni și reintroducem momiala în apă. Sincer, trebuie să vă mărturisesc că de-abia aștept să reintroduc montura în apă, deoarece dacă stăm cu ea pe mal, nu cred că vom avea trăsături. Ia uitați ce trăsătură! Foarte hotărât. Din păcate l-am pierdut. Nu m-am așteptat să am așa trăsătură în această perioadă. Pompomul a și dispărut. Nu vreau să mă grăbesc, dar am schimbat aroma pompomului din cea de căpșună în usturoi. Și trăsătura deja a fost de altă natură. Haideți să vedem dacă mai putem obține una la fel de brutală. Dar de această dată vom atașa 2 vierni roșii, deoarece pompomul cu aromă de usturoi este alb, ca să creăm acel contrast de care vă spuneam mai devreme. Aroma este fantastică.
Am așteptat aproximativ 5 minute pentru a obține această nouă trăsătură. Momiala folosită la cârlig a fost un pom-pom de usturoi și doi viermi roșii. Iar trăsătura a fost la fel de brutală ca precedenta, când am scăpat peștele. După cum puteți observa, nu mi-a mai lăsat absolut nimic pe cârlig. Peștele este foarte frumos, după cum puteți observa, e în stare perfectă, foarte sănătos, dar mărimea încă nu ne mulțumește pe deplin. Încercăm pe parcursul partidei, poate reușim să capturăm și ceva bucăți mai mari. Ca să selectăm puțin talia peștilor, voi încerca să măresc momiala la cârlig. Și cred că voi începe chiar din acest moment. Dacă vă aduceți aminte, am introdus în apă și câteva boabe de porumb ca să avem ceva particule pe vad, iar acest lucru o să îl pun acum pe cârlig și o singură boabă, patru viermuși. Poate reușim prin această metodă să creștem puțin talia peștilor. Văd că i-a plăcut și porumbul care i l-am oferit. Am stat după această trăsătură tot aproximativ 5 minute. Peștii se pare că vin în bancuri și migrează. Și vizitează din când în când și micul nostru pad de nadă. L-am capturat. Ah, da, deja e altceva. Trucul pe care l-am făcut se pare că ne-a dus acest pește, care este din altă categorie față de ceilalți. Acum vom reîncerca pompomul, dar schimbăm aroma. Folosim o aromă de miere, are culoarea galbenă. Dacă porumbul l-a acceptat și a venit chiar un exemplar mai mare, nu văd de ce acest pompom nu ar fi acceptat de către pești, dar nu se mai pun vierme în contrast. Se atașez unul galben și unul alb, iar momiala va rămâne liberă. Momiala de cârlig. Am optat să las liberă momiala de cârlig față de momitor, deoarece am impresia că este găsită mult mai repede de către crap. Iar la contrastul de culoare, nu am dorit să-l schimb, să-l accentuez, pentru că peștele capturat adineori a venit pe culoare deschisă, galben-alb. Se pare că iarăși am fost atenționați și suntem din nou în drill. Momiala la cârlig care a funcționat cel mai bine constă într-un pom-pom cu aromă de căpșună de culoare roșie și doi viermi albi. Pe parcursul partidei am alternat în continuu momiala la cârlig, încercând să facem și puțină selecție, dar se pare că această variantă astăzi este cea câștigătoare.
Important este în continuu să alternați mumiala de la cârlig până veți găsi și dumneavoastră varianta câștigătoare. Iar în momentul în care o găsiți, nu vă rămâne altceva decât să aveți încredere și să insistați. Încă un nou crăpcean. Nici cel mai mare din baltă, dar cu siguranță că nici cel mai mic. Agățat în buza de jos, pompomul a fost atașat pe țepușă, dar se pare că l-am pierdut. Nicio problemă, în cutie sunt 36 de bucăți. Ia uitați. Încă un crap sănătos. Îl eliberăm cu grijă. Iată-ne din nou un drill. Nu după mult timp după ce am lansat. Nu pare a fi ceva mai mare. Mumiala de la cârlig este aceeași. Pompom roșu, căpșună și doi viermuși. Pentru un plus de atracție. După cum o puteți observa, pompom a căzut pe apă. Au rămas doar pești, viermi. Din păcate, talia peștilor nu e cea așteptată, dar ne bucurăm de fiecare captură. Această trăzătură parcă a apărut de nicăieri. Am lăsat într-adevăr puțin mai mult lanseta în apă. Se pare că nici colegii nu au mai prins. A început să bată un vânt din partea dreaptă foarte rece și probabil apa fiind de aproximativ un metru, comportamentul peștilor este afectat și el. Haideți să-l și eliberăm pe acest mititel care ne-a oferit drill-ul. Trăsătură puțin mai hotărâtă. Încet, încet ne pregătim să încheiem această emisiune. Am menționat încă de la început că va fi o partidă scurtă pe durata a 3-4 ore. Sperăm să încheiem cu un pește frumos.
deși nu pare Andril, pare a fi de aceeași talie ca și semenii capturați adineori. Mică recapitulare a partidei de astăzi. Ca și nadă am folosit de la Benzar căpșună, iar ca și momială de cârlig am alternat între viermuș, porumb și pompom. Cea mai prolifică aromă pentru mine astăzi a fost pompomul de căpșună în combinație cu doi viermuși. Probabil că și celelalte funcționau, dar timpul în care survenea trăsătura era în mod sigur mai mare. Talia peștilor capturați nu a fost una fantastică, dar chiar și în această perioadă am reușit să avem oarecare constanță. Cu acest pește eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră și sper să ieșiți pe apă, să profitați chiar dacă temperatura de afară ne îndeamnă mai mult să stăm în casă, pentru că, din câte ați putut observa, am reușit să capturăm ceva pește și să ne bucurăm de astea câteva driluri. Nu uitați, urmăriți Pescuit Fără Frontiere alături de echipa EnergoFish.